Bărbatul în vârstă de 40 de ani este din comuna Făgețelu din Olt. El lucra în construcții prin toată țara. De câteva luni muncea la Pitești, la construirea unei clădiri din centrul orașului. În această dimineață se afla la etajul 2 al imobilului. S-a dezechilibrat și a căzut de la 6 metri înălțime. Zgomotul provocat de căzătură i-a alarmat pe colegi care au sunat la 112. Bărbatul a fost preluat de un echipaj de la ambulanță și transportat la Spitalul Județean din Pitești. Să-i dăm hainele. Dumneavoastră sunteți coleg sau? Nu, maestru. Spera să nu fie nimic grav. Cine să vrea să fie grav? Cine ar dori să își vadă un coleg? Doamne ferește. Medicii l-au resuscitat la UPU pe muncitor mai bine de 45 de minute, însă multiplele fracturi interne au fost incompatibile cu viața. Inspectorii ITM au deschis o anchetă. Suntem în cercetare, v-am spus, în funcție de documentația care se ridică de la angajator, vom vedea dacă era angajat sau nu era angajat cu forme legale. Familia bărbatului a fost anunțată de tragedie. Doi copii minori au rămas orfani de tată.